Acest vas este mai deosebit față de vasele iCook obișnuite. Vasele iCook obișnuite sunt, au o tehnologie de producere cu mai multe straturi, da? 4 straturi și 2 straturi în lateral. Iar vasul wok vine de la cuvântul japonez sau de la chinezesc, nu știu, care înseamnă concav. Da, el are așa o formă concavă. De obicei, chinezii gătesc la foc iute, la foc rapid produse, fiindcă la foc iute se gătește foarte rapid. Care este structura de producere a acestui vas? Înăuntru sunt încapsulate 7 straturi metal-aluminiu, da? Datorită la aceste construcții se gătește foarte rapid și calitativ în acest vas. Astăzi am să gătesc câteva, n-am numărat exact, am zis că 5 feluri de mâncare în aceeași cratiță, da? De obicei când spun la cineva că într-o cratiță poți să gătești mai multe feluri, ar suna ca o fantezie, da? Dar asta este realitatea și este minunat, fiindcă aceasta ne salvează de la mai multe lucruri. Adică ce? Se gătește rapid, se gătește la un singur foc, la o singură cheltuială, hai să zicem, da? Tot ne sperie că se mărește prețurile la gaz, la motorină, la nu știu ce, dar dacă gătim aceste vase, gătim la cel mai mic foc, la cel mai puțin consum de energie termică, da? Asta este foarte important. Și astăzi am să gătesc o mâncare așa care o făceam noi în tinerețe, se numea în limba rusă găvatinor kisloslavkam sousa. Da? Este cărniță, avem cărniță de vită și vom pune direct fără ulei în acest vas. Eu o să vă arăt mai departe cum funcționează. Cărnița se lipește pentru că n-am pus aici ulei. Orice carne are grăsimea lor. Cât de slabă ne-ar părea, tot una are ceva grăsime. În momentul când se lipește de vas, se elimină și grăsime și suc. În momentul când putem de acum să-l dezlipim, atunci le întoarcem pe toate și punem următoarele ingrediente de care avem nevoie. Iată așa arată, da? Se ține foarte bine, da? Dar în câteva minute se vor dezlipi. Ce vom face astăzi încă? Aici vom pune ceva morcovi, roșii și prune fără singur, prune uscate. Acest vas mai are două lucruri interesante. Acesta este o plasă în care putem să o punem aici deasupra la mâncarea care se gătește la fundul vasului și pe acest grătaraș putem să punem diferite alte feluri de mâncare care se gătește nu la foc foarte mare. De exemplu, putem face o suflie, putem face un terci, putem face un puding, da? Putem face laburi, legume, fructe. Astăzi am pregătit aici ciuperci împlute cu cașcaval, da? Am gătit, nu-l ridic aici, nu-l deranjez, e un ardei împlut cu ou și cașcaval. Vom face bătui deasupra, și desert un pic, da? Deasupra la cratiță, mere, bostănei, da? Așa am luat ca să fie din toate culorile, că să știți, 5 culori trebuie să le mâncăm zilnic, da? Să vedem ce se întâmplă cu carne. Carnea se dezlipește, de acum o întoarcem rapid și punem următoarele ingrediente. După ce am să pun eu toate ingredientele, am să rog și pe doamna Lili Serghei, medic de specialitate, și ne va vorbi puțin și despre oferta și promoția EMO din luna aceasta, fiindcă promoția asta vine cu niște produse extraordinare. Am zis că tot timpul avem oferte și iată, așa arată cărnița noastră, de acum prăjită puțin, da? Aici adăugăm morcov, așa, roșiile, roșii putem pune mai multe, da? Așa, punem toate prunele,
Așa. Și deasupra vom pune o prunză de dafin și ardei. Ardeiul tot timpul la carne dă o aromă deosebită. Mulți nu-l iubesc ardeiul, știu mai ales copiii nu-l iubesc. Dar dacă din fragedă copilărie i-am învățat să mănânci ardei, i-ar mânca. Pur și simplu, la părinții nouă ne-i mai comod să nu le dăm dacă nu le place, da? Decât să-i forțăm cu ceva, da? Și de asemenea punem și un pic de ceapă. Deasupra eu am să pun și un pic de, am să adaug un pic de sos de soie, da? Acest sos tot dă o aromă mai deosebită, nu mult, ca două lingurițe. Așa. Și punem, am pregătit pentru felul 2 și punem de acum arișoul, da? Apăsăm bine și pe arișoul ăsta punem toate produsele care le avem. Ciupercile. Așa. Puteți să le împleci și cu ou sau nu e obligator numai decât cu cașcaval, adică puteți să faceți și fără nicio umplutură, pur și simplu așa de... punem bostănie. La bostănie n-am pus nimic, n-am adăugat absolut nimic, nici sare, nici piper, nimic. Punem acest ardei împlut cu ou, aici în mijloc. Avem aici și ardei așa bucăți, da? Nu pun mult, să îngapă și mirele și gutuiul. Gutuiul, de obicei, e un produs mai tare și ar fi bine să-l punem mai subțire tăiat. Da? Iată, punem gutuiul. Anul acesta este o roadă extraordinar de frumoasă de gutui, dacă am fost la țară la mamica și sunteți de acasă, ne tratați de calitate extraordinară anul ăsta gutuiul. Și vom pune și mere. Mere avem și galbene și roșii. Acestea sunt produsele care le vom prepara astăzi. Așa, punem mai mult, că se mai scade din intensitate atunci. Și la momentul acesta punem capacul. Fixăm 20-30 de minute. Cei care sunt online nu vor putea simți aroma, nu vor putea gusta astăzi, dar noi vom face poze și vom arăta cum s-a finisat. Data viitoare vă așteptăm aici cu drag ca să le și gustați.